Excelențele voastre, doamnelor și domnilor, sigur, un eveniment care aduce în prim plan cartea este un eveniment de excepție într-o lume, mai ales într-o lume care pare zguduită de tot felul de neliniști. Ne uităm din Alger până în partea de jos a Balcanilor ce se întâmplă. Ne mai uităm și în centrul Europei ce se întâmplă și vedem că lumea se află pe un butoi de pulbere. Noi însă suntem cei care putem să stopăm această nebunie. Iar această nebunie poate fi stopată aducând în față valori ale timpurilor. Valori care vorbesc despre cum anume cartea poate să influențeze istoria. Gândiți-vă că în campania din Asia, Alexandru, numit Alexandru cel Mare, ia cu el Iliada lui Homer. Cartea aceasta îi este. Drum între minte și suflet, între suflet și minte, pentru a înțelege cum trebuie construită istoria. Gândiți-vă că tot ceea ce s-a întâmplat în istorie s-a aflat sub punctul culminant al trecerii de la poveste la scris, de la spațiu oral cu toate dimensiunile lui sociale, religioase, cu toate angoasele lui și cu toate minunile pe care le putea aduna în spațiul relației dintre oameni, până la noile tehnologii care, de fapt, au adus în față scrisul. Această trecere de la oralitate la scris, de fapt, este una din cotiturile mari ale lumii. Gândiți-vă că apoi tehnologia vine și așează partea importantă a creației, care începe cu alfabetul, mai apoi cu tiparul, la urmă cu ceea ce noi astăzi celebrăm aici, la Brașov. Cartea. Cartea într-o zi cu totul specială, care vine după o zi specială, 20 martie, care de fapt este o zi a deschiderii. A deschidere către o nouă etapă a Lumii. Așa cum cartea înseamnă partea de deschidere către o nouă etapă a Lumii. Tot astfel, ziua de astăzi de la Brașov înseamnă o nouă deschidere către ceea ce ar trebui să însemne viața noastră în comunitățile pe care le reprezentăm și mai ales în spațiul spiritului. În spațiul spiritului, care este extraordinar de important atâta timp cât avem a spune ceva lumii prin ceea ce înseamnă cartea. Bibliotecarii cer din ce în ce mai mult să se tipărească carte pe suport de hârtie. Ei știu mai bine că este singurul lucru care va rămâne în istorie. Gândiți-vă că tot ceea ce înseamnă partea de suport electronic, la un moment dat, va dispare. Va dispare mai repede decât Cartea scrisă pe hârtie. Dintr-un motiv foarte simplu. Tehnologiile sunt atât de avansate încât noile computeri, computere nu vor mai putea citi vechile cv -uri. Și atunci omul va trebui să se întoarcă înapoi, să construiască computerele de acum 100 de ani pentru a putea fi citite CV-urile. Ori cartea este cea care ne, ne aduce în fața unui. Unui spațiu atât de larg și atât de frumos, întrupat, Călinescu spunea despre carte că este ca un măr. Mărul din care ai mânca cartea, da, se mănâncă cu mintea și cu Sufletul, mintea și Sufletul care îmbogățite în felul acesta pot să dea lumii noi valori, să adune. Și să răspândească noile valori. Este, de fapt, acest moment al brașovului, unul de deschidere pentru acest an, un an care ne-l-am dorit mai liniștit decât va fi, un an pe care ne-l dorim, poate, mai adunat în spiritul centenarului pe care noi încă îl sărbătorim, în spiritul. Aceea ce românii trebuie să construiască împreună, într-o țară, o singură Românie, în eterna României. De aceea cred că acest eveniment, care are în fața lui un om, o familie, care iubesc atât de mult, cartea cu sprijinul autorităților locale a universității Transilvania, cu un spațiu atât de generos, a Camerei de Comerț și Industrie și a Uniunii Scriitorilor din România, filiala Brașov, nu fac altceva decât să vorbească despre puterea pe care cartea o are pentru viitorul acestei țări. Viitor pe care noi îl vedem. Aici în România și în Uniunea Europeană, acolo unde România există, dar crește de aici, de la noi de acasă. Cu forța pe care numai noi ar trebui să știm să o dăm. Ei bine, și ca să închei apoteotic, vreau să îi aduc mulțumirii domnului Virgiloniță pentru că a avut această idee splendidă și Universității Transilvania, pentru că aici am înțeles că au început aventura cărții acum 16 ani, când chiar universitatea își deschidea porțile. Vreau să îi spun că sunt puțini oameni în România care știu să facă ce faceți dumneavoastră, care știu să adune în spirit și în simțire românească oamenii, care știu să pună pe masa bucatelor noastre cartea care de fapt adună în spirit întreg poporul românesc. De aceea, un cuvânt de laudă pentru ceea ce faceți și pentru susținerea pe care o aveți din partea tuturor celor implicați în această frumoasă aventură de primăvară, de adevărată primăvară, aici, la Brașov. Dumnezeu să binecuvinteze Brașovul, Dumnezeu să binecuvinteze România. Vă mulțumesc!